Vine o veste bună de la sectorul 6, unde poliția locală era în mare risc de a fi reorganizată în ideea de a pleca foarte mulți oameni. Deja acum lucrurile s-au schimbat puțin. Știu că ați participat la ședința de Consiliu, care a fost o ședință de Consiliu cu scântei, alături de alții consilieri și alți membri ai sindicatelor, și acolo primarul sectorului era foarte hotărât să lovească în plin în poliția locală. Ce s-a întâmplat după aceea? Păi s-a pus problema să desfințeze vreo 100 de posturi. Asta înseamnă că foarte mulți din stradă, de la ordine publică și rutier, nu mai aveau servicii. Se susținea eficientizarea poliției locale, dar cei mai afectați erau cei care erau în contact direct cu cetățenii. Am subliniat acest lucru și am arătat mai multe motive de nelegalitate și netemeinice în cadrul Consiliului Local. Am dat cât un material prin care argumentam ceea ce susțineam tuturor consilierilor. A fost o dezbatere aprinsă, cum am zis. Am solicitat amâne să mai analizeze și să iau o decizie astfel încât să nu fie atacabilă sau să regrete și spunem una și facem alta. Ba chiar am făcut propuneri de eficientizare, altele decât cele menționate, care să conducă cu adevărat la eficientizare. Nu a fost adoptată hotărârea atunci. Am solicitat să am o întâlnire cu primarul. Acesta a acceptat. Deci după Consiliu ați mai avut, Prolex a mai avut o întâlnire separată cu primarul Ciucu? Da, m-am întâlnit cu dumnealui și cu echipa managerială care a contribuit la conceperea proiectului de reorganizare. Am explicat, am susținut ceea ce formulasem în scris. Nu știu cât a contribuit asta, mai mult sau mai puțin, pentru că n-am văzut un feedback convingător în ceea ce privește aplicarea a ceea ce am susținut sau măcar renunțarea la intențiile declarate. Am dat și un interviu la un cotidian național unde mi-am exprimat nemulțumirea și îngrijorarea ceea ce urma să întâmple. Cert este că la ultima ședință a Consiliului Local s-a prezentat un control proiect în care se propunea a fi radiate doar funcțiile vacante. Deci, concret, acum la sectorul 6, poliția locală, în ce situație este? Acum, poliția locală nu este afectată sub nicio formă. Funcțiile vacante, oricum, fiind vacante, nu erau ocupate, deci nu se schimbă nimic. Nici pe funcții de conducere, nici pe funcții de execuție. Mai degrabă, cred că ce se schimbă și din declarațiile primarului chiar s-a schimbat, gândirea, mentalitatea, activitatea, adică probabil temerea că se poate recurge la o restructurare masivă să îi fi determinat să fie mai eficient. Cel puțin așa rezultă din declarațiile primarului. Primarul a afirmat că da, sunt mai pregătiți, mai buni decât acum 6 luni și că vor fi și mai pregătiți, adică va ajunge să folosească corespunzător până la urmă poliția locală din sectorul 6. Da. Nu vreau să detaliez sau să fac presupuneri cum s-ar fi desfășurat reorganizarea, mai ales că dumnealui și-a tras în staff foști angajați de la ANFP, adică se presupune că sunt oameni pregătiți. Ceea ce se întâmplă în momentul ăsta, sau decizia luată, ne mulțumește. Este una corectă. Dacă consideră că vrea să eficientizeze și să folosească experiența noastră, noi stăm la dispoziție. Deci, în final, totul s-a terminat cu bine. În final, avem mobilă albă pentru primarul sectorului 6, pentru că nu s-a repezit să aplice un prim proiect pe care îl gândise, ci totuși a ascultat părțile și a ajuns la o concluzie optimă pentru oameni și pentru funcționalitatea primăriei și a poliției locale. Se poate trage și o astfel de concluzie.